Bună ziua! Astăzi pregătim ciorbă din carne de miel. Pentru acest lucru ne trebuie carne de miel. Eu o să fac o oală de aproximativ 10 litri. Aici avem cam 1,5 kg și jumătate. Ne mai trebuie pe urmă rădăcinoasele, morcov, pastărnac, țelina, apoi ne trebuie pătrunjelul sau leușteanul. Mie îmi place mai mult pătrunjelul, de aceea îl folosesc. Normal ar fost indicat să folosim leuștean la această ciorbă. Ardei capia, ceapă verde, roșii în conservă și borș. Folosim și borș pentru acrit. Și orez. Puțin ulei pentru călit, pentru că rădăcinoasele o să le tragem puțin în tigaie, cumva 5-6 minute, să le călim, să le înmuiem puțin și să le dea puțin alt gust, unde adăugăm și sare și piper la ele. În momentul de față am pus la apa la fiert. Apa este pusă la fiert, aici adăugăm sare sau eventual, dacă doriți un gust mai intens de supă, un cub de supă, un delicat, o amestecătură de legume uscate și sare. Carnea de miel e important să spumăm foarte bine de când începe să fiarbă. Și se face destul de repede pentru că este o carne fragedă, un animal tânăr. Da? Se încinge apa, punem la fiert, spumăm. După o jumătate de oră începem să adăugăm și din legume. Sarea la fel va fi după gust. Și călim cu puțin ulei de măsline. Pentru că și carnea, chiar dacă este de un animal tânăr, o să lase și ea grăsimea animală. Rădăcinoasele au fost curățate, le tocăm și le punem la călit cu puțină sare și puțin piper, totul după gust. Rădăcinoasele sunt puse la călit cu sare și piper. Le lăsăm un maxim de 6 minute. Și le adăugăm în ciorbă după prima jumătate de fiert a cărnii. Rădăcinoasele sunt aproape gata, încă un minut și le dăm momentan deoparte până se fac cele 30 de minute de fiert ale cărnii. Am adăugat rădăcinoasele. După 5-10 minute adăugăm ceapa, roșiile și ardeiul capia și mai lăsăm o jumătate de oră. Aproape de final, borșul îl punem la fiert. Deci când a dat în fiert, este pregătit pentru a fi adăugat în ciorbă, dar acest lucru este pe final. Pentru final este pregătit și pătrunjelul spălat și urmează să-l tocăm. Am adăugat și celelalte legume. Mai lăsăm încă o jumătate de oră, după care adăugăm orezul.
intrase foarte bine. Foarte, foarte bine. Atunci îl veste și el tocat, pregătit pentru final. Am pregătit și 75 de grame de orez pentru a fi adăugat acesta pe final. Și de când adăugăm orezul, mai ținem 20 de minute până adăugăm borșul. Acum adăugăm și orezul și de acum mai lăsăm 20 de minute, după care adăugăm borșul care este la temperatura de fierbere. Am adăugat și borșul care este la temperatura de fierbere. Îl mai lăsăm să fiarbă 3 minute, după care oprim focul, adăugăm pătrunjelul, punem capacul și după 10 minute putem servi. Am adăugat și pătrunjelul. Ciorba este gata. Vă doresc poftă bună!